După cum ați văzut, terenul era mult prea moale. Uitați cum s-au încărcat roțile. Sunt pline de noroi. Și plugul. Vedeți cum stătea lipit pământul de el, de cormană. Oricum nu mai pot să mai continui de arat pentru că a plouat toată noaptea și e mult mai mocirlă acum. O să văd dacă o să reușesc până o să dea prima zăpadă să termin de arat. Dacă e, mai filmez atunci câteva secvențe. Acum o să mă apuc să-l curăț. Și cormana aia am să o șlefuiesc eu puțin. Îți dau jos vopseaua de pe ea. Și cam atât, că nu prea este timp.
Salutare tuturor! În sfârșit am reușit și eu să ar aici în grădină după nenumărate încercări. Pentru că a fost tot timpul moale. Nici acum nu este optim pentru arat. Dar nu aveam încotro, nu mai puteam să mai aștept. Așa că am dat să termin. Ați văzut cum a mers motocultorul. Foarte mulțumit. Am reușit să-l fac să meargă și singur. Mai este un pic de umblat la el, de făcut anumite reglaje, de curățat mai bine cormana aia, pentru că încă nu alunecă bine pământul pe ea. Dar pe ansamblu se poate lucra cu el. Nu este solicitant. Am adus și o ruletă. După cum vedeți, pământul cam cade înapoi în brazdă. Trebuie să-i fac eu pentru la anul neapărat să pun acea prelungire la cormană, să culce mai bine pământul, pentru că el, să vă arată aici diferența, aici am curățat braza, de se vede plugul pe unde am mers cuțitul și aici vedeți cum cad bulgărin în brază. Haideți să iau și o măsură cu ruleta pentru cărcotaș. Se vede, da? Nu mai zic 22, 24, zic 20. Se observă, da? Suficient pentru plena de legume și suficient cu acest motocultor. Dacă o să vă las eu un link în descriere, să vedeți când am încercat să ar și cu motosapa. M-am chinuit mai mult. Desigur, nici nu prea știam foarte bine să reglez acel plug. Dar diferența este de la cer la pământ, între cele două. Și cam atât. Aici am plecat eu cam strâng cu brazda asta, pentru că am tot încercat, când azi dădeam o brazdă, mâine alta și tot așa, și m-a furat puțin. Dar o să încerc să îndrept și să termin aici, mai am bucățica asta. Acolo am terminat. Și să mai fac aici capătul ăsta. Foarte ușor se întoarce la capăt. Aici n-am arat că am zis că mai folosim cicoria asta, dar probabil m-a rămas așa. Deci se vede și acolo mai bine de 20 cm a intrat plugul. Și acolo marginea aia. Pe marginea asta aici am pătrunjel leuștean, așa că nu am insistat prea mult. Și cam așa a ieșit și în partea aceasta. Pe lângă copaci, nu a rămas foarte mult. Eu zic că pentru prima dată este un rezultat mulțumitor. Bun, o să închei aici. Vreau să termin bucățica asta. Așa că mă pun pe treabă. Vă salut! Numai bine!